Handbalistele de la CSM Târgu Jiu au obținut o victorie de senzație în etapa a noua din Liga Florilor. Trupa pregătită de Liviu Andrieș și Andrei Enache s-a impus cu scorul de 26-21 la pauză 14-10 pe terenul echipei SCMU Craiova. Pentru gruparea gorjeană este prima victorie obținută în deplasare în Liga Florilor și al treilea succes din acest sezon. Cu victoria de la Craiova, CSM Târgu Jiu a acumulat 9 puncte și a urcat pe locul 8 în Liga Florilor. Da, o victorie venită după mai multe jocuri bune în care am și pierdut, am și câștigat, dar e clar că atunci când joci bine nu poți să pierzi la infinit. A fost un joc câștigat de o manieră categorică în fața unei echipe de prestigiu a handbalului feminin, în care am demonstrat că și noi putem avansa în clasament și a face față cu brio acestui campionat al Ligii Florilor. Le felicit pe fete, îi felicit pe antrenori pentru munca depusă, pentru că a fost o victorie venită după o muncă foarte, foarte asiduă. Și cred că suntem pe drumul cel bun. Echipa de handbal mai are de disputat 2 meciuri, oficialii sperând la victorii pentru confortul anului viitor. Mai avem 2 meciuri anul acesta, pe 22 aici în sala noastră cu Minaur, Baia Mare, și pe 29 decembrie la Galați. Sper să încheiem anul cu cel puțin o victorie, de ce nu 2, pentru ca să stăm liniștiți anul viitor. Presa sportivă a catalogat meciul din Bănie al handbalistelor de la CSM Târgu Jiu ca fiind cel mai bun meci de la debutul în Liga Florilor, reușind o evoluție de excepție în fața unei echipe puternice chiar pe terenul gazdelor.